Filipo Giurgiuveancă, în vârstă de 57 de ani, care se deplasa cu bicicleta, a fost accidentată de un autoturism al cărui șofer nu i-a acordat prioritate de trecere. Evenimentul s-a petrecut astăzi în jurul prânzului, într-o intersecție intens circulată din centrul orașului. Conducătorul auto se deplasa pe șoseaua București și la efectuarea virajului la stânga nu a acordat prioritate de trecere femeii de pe bicicletă. După ce a ajutat victima să se ridice, șoferul a părăsit locul accidentului. Echipaje ale poliției rutiere municipale din cadrul jandarmeriei, dar și laboratorul criminalistic au efectuat primele cercetări la fața locului. Dacă șoferul nu se afla sub influența băuturilor alcoolice, în cazul biciclistului, etilotestul a arătat o valoare de 0,50 ml per gram alcool pur în aerul expirat. În urma accidentului, femeia a căzut pe bicicletă. Conducătorul auto a coborât și a ajutat-o să se ridice, după care a părăsit locul accidentului, parcând mașina în imediată apropiere a zonei. La sosirea polițiștilor au fost testați atât conducătorul auto cât și biciclistul, respectiv femeia de 57 de ani. În urma testului cu aparatul Dragher a rezultat că bărbatul nu consumase băuturi alcoolice, iar femeia avea o alcoolemie de 0,50 ml per gram în aerul expirat. Oamenii legii au deschis în acest caz un dosar de cercetare pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție.